Și nu uitați, dacă vă place acest clip, să lăsați un like, un comentariu, pentru că pe mine mă ajută foarte mult, și să vă abonați, pentru că voi pune clipuri în fiecare săptămână, minim 2 clipuri din seria Oto slăbește și seria Oto mănâncă. Salut! Sunt Oto de la Miere TV și astăzi vreau să vă filmez repede un antrenament pe care puteți să-l faceți și voi acasă. Eu acum sunt la țară, la Băbeni, însă voi face un antrenament cu greutatea corpului, iar apoi vă voi arăta repede ce mănânc și la sfârșitul clipului veți vedea și cântarul câte kilograme am. În dimineața asta am pus pe cântar, am 116,5 kg, să vedem dacă voi mai reuși să slăbesc ceva până duminică, însă nu este nicio problemă, eu mă simt foarte bine, mă simt în forță, ne vom pompa foarte bine, vă voi arăta exact ce exerciții să faceți pentru a slăbi cât mai repede și ce să mâncați pentru a avea un corp foarte, foarte puternic, o imunitate puternică pentru a lupta cu virusul și pentru a putea susține corpul exercițiile fizice. Abia am ajuns la țară, încă nu am reușit să mănânc nimic. Vă voi arăta acum ce mănânc înainte de antrenament. Nu va trebui să mănânc foarte mult și de aceea am un secret pe care vi-l voi arăta. L-am mai arătat și în alte clipuri. Ok, hai să vă arăt ce mănânc acum repede pentru că mi-e foarte foame. Deja s-a făcut ora 11. Avem aici polen. Voi mânca o linguriță, două lingurițe de polen. Bag și două lingurițe de păstură și aici am pus niște sirop de cătină. Siropul ăsta de cătină este foarte bun pentru energie. Cătina conține de până la 10 ori mai multă vitamina C decât citricele și este foarte bună pentru sistemul imunitar. La fel, polen și cu păstură, polenul și cu păstura au foarte multe vitamine, puțin suc de cătină și acum punem apă plată. Este o băutură 100% naturală, decât cu miere și pulpă de cătină stoarsă la rece. Amestecăm, pentru că mierea se dizolvă mai greu. Și o bem. Dar până atunci voi lua o linguriță de polen. Mai bună asta. Polenul de foarte multe tipuri, depinde de recoltă, dar eu prefer păstura. Oricum polenul este foarte bun. Haideți să vă arăt aici. Am luat și o linguriță de păstură. Foarte puțini oameni, mai ales din lumea fitness-ului, nu vă arată lucrurile acestea, pentru că, nu știu, habar n-au probabil. Însă antrenorul meu de la sală și antrenoarea mea, care sunt multiplii campioni naționali de foarte mult timp, dânsii nu aveau pe vremea aia, nu aveau o grămadă de chestii cu care stau acum, de shake-uri, de proteine, pudre, așa că m-am ambiționat, nici eu nu am vrut să consum. Puteți să vă uitați la toate clipurile mele de anul trecut, am peste 150-200 de clipuri în care vă arăt că mănânc, în care vă arăt ce mănânc. Și veți vedea că am consumat numai suplimente apicole de la dinuțe. Acum voi bea frumos paharul de suc de cătină. Voi mai sta probabil că o jumătate de oră și intrăm în antrenament. Delicios! Deci nu uitați, stați până la sfârșit pentru că o să vă arăt acum cum antrenez. După aia vă arăt ceea ce mănânc la prânz și la sfârșitul clipului. Duminică mă voi cântări să vedem și câte kilograme am, pentru că mulți sunteți curioși, însă pentru mine nu mai este relevant de când este virusul acesta, de când e coronavirus. Pentru mine cel mai important este să fiu sănătos, să mă mențin măcar la greutatea asta de 105-116 kg. Am slăbit 30 de kilograme de anul trecut, ceea ce e fantastic. Mai am încă 20 de kilograme de slăbit și împreună cu voi, dacă mă veți susține, mă voi ambiționa și voi slăbi și ultimele 20 de kilograme. Bun, haideți acum să începem exercițiile care le putem face în casă pe perioada de izolare, de carantină sau cum vreți voi să o numiți, din cauza virusului ăsta nenorocit, coronavirus. Haideți să vedem, prima dată începem cu niște mișcări așa de brațe, să ne încălzim. Trebuie să mă încălzesc foarte bine pentru că o să fac și flotări. O să vedeți imediat ce exerciții facem. Bun, acum că ne-am încălzit, vom începe cu un exercițiu de bază care arde și foarte multe calorii. Toată lumea face exercițiul acesta, se numește genoflexiuni. Haideți să facem câteva.
picioarele depărtate, avem vârfurile scoase în exterior și aplicăm spatele drept, scoatem fundul în spate și ținem spatele cât mai arcuit, ca să fie cât mai drept. Facem în jur de 3 serii din fiecare exercițiu, la câte 10, 15, 20 de repetări, cât poate fiecare. Apoi, al doilea exercițiu foarte bun sunt flotările. Haideți să ne punem în poziția de flotare. Haideți că-mi dă camera mai jos, că nu se vedea. Tot la fel, spatele drept, nu ridicăm fundul. La fel faceți câte puteți, 10, 15, 20, a câte 3 serii. Acestea sunt exerciții de bază, exerciții compuse, în care intră mai mulți mușchi în acțiune și ajută foarte bine la arderea grăsimilor, dar și la masa musculară. Bun, haideți acum să trecem la niște exerciții strict de ardere a grăsimilor. Se fac foarte scurt, foarte rapid, câte 30 de secunde din fiecare, iar apoi facem pauză, un minut și repetăm. Circuitul va avea 3 exerciții sau 4 sau 5. Eu vă voi arăta astăzi 3 exerciții. Primul exercițiu sunt săriturile. Nu fac așa multe pentru că mi se taie suflu și nu mai pot să vă arăt toate exercițiile. M-am arătat că eu și fumez și stai foarte repede suflul, mai ales la 116 kg. Al doilea exercițiu foarte bun, săritură, flotare, înapoi sus, săritură. Al treilea exercițiu sunt ridicările de genunchi. Și bonus, vă voi mai arăta încă două exerciții cu picioarele în față. Și lateral. Astea le puteți face și cu brațe. Alternați brațele față, ca la box. Exerciții foarte simple, dar foarte eficiente pentru arderea grăsimii și pentru a crește pulsul foarte, foarte mult. Al cincilea exercițiu ar fi scările. Dacă aveți cumva un scaun, eu am aici niște scaune, dar sunt cam înalte și nu știu dacă mă țin. Pur și simplu simulați ca și când ați urca pe scări. Vă ridicați pe scaun și piciorul în sus, genunchiul în sus. Și alternați. Pam. Da? Foarte simplu. Scaunul ăsta e foarte înalt și nu știu dacă vă va ține, așa că mă voi opri aici, plus că nu vreau să fac un video foarte lung. Eu îmi voi continua exercițiile, voi face toate exercițiile astea pe care vi le-am arătat și apoi ne băgăm la masă. Rămâneți cu mine pentru a vedea și ce mănânc. Mamă, de la 10 flotări, uite cum s-a pompat brațul. Mai ales dreptul, că stângul e mai mic. Și acum, după muncă, vine și răsplata. Avem aici o ciorbiță făcută de maică mea cu carne de porc, afumată. Ce să stea costițe, nu? Alea care le-am luat ieri. Niște cartofi, legume. Vă îndemn să mâncați ciorbă pentru că este foarte bună. Gândiți-vă că 80% e numai apă și restul de 20% carne și legume. Deci foarte bună. Multe vitamine, multe minerale. Și la felul 2 avem o mâncărică de spanac cu niște șunculițe în asta țărânească. Da, asta are mai multă grăsime, dar nu e nicio problemă. Mie îmi place grăsimea mult de tot, dar spanacul e fantastic. Aproape că nici nu are calorii și are foarte multe vitamine la fel. Ne facem ca papai. Ia, ca papai. Bă, tabila. Și nici nu prea mai lucrat în ultimul timp, decât așa, ce am mai făcut pe acasă. Ia uite așa mai aici, ce am luat. Haideți să vă arăt așa, avem struguri negri, avem portocale,
mandarine, pere de două feluri, niște căpșuni. Aici mai avem încă un fel de pere. Aici am luat ceapă verde, ceapă roșie, să facem o salată așa cu oțet. Aici ceapă verde cu ridichii și cu salată verde pentru salată. Facem tot așa o salată. Multe fructe, multe legume, multe vitamine și minerale pentru perioada asta, să avem corpul cât mai puternic. Și pe lângă asta o să suplimentez și cu produse apicole, miere, polen, propolis, tinctură de propolis, adică, și păstură. Și bineînțeles sirop de cătină. Cătina are de 10 ori mai multe vitamine decât citricele astea de aici. Ia uitați rezultatul final. Mamă, ce bine arată. Așa. Și aici avem mazărea. Poftă bună, vă doresc. Și așa au ajuns fructele. O salată de fructe. Și o să mai fac maica mea câteva caserole să iau și la mine la Vâlcea. E mult mai ușor să le mănânc și arată mult mai bine așa. Iam, iam. Da, dacă aș putea să mănânc așa în fiecare zi, ar fi fantastic, dar din păcate mă stric cu tot felul de prostii, de fast food-uri. Ok, hai să ne cântărim, că sunt curios. După cum vedeți aici, avem stocurile de hârtie igienică. Cum și-a făcut toată lumea stocuri, eu decât două baxuri. Bun. 116 în cap. Exact ca săptămâna trecută. E ok.